găsit! Acest exercițiu de meditație vă este oferit de voifibine.ro, locul unde descoperi că ești mai puternic decât crezi. Pentru mai multe resurse despre sănătatea mentală, nu uita să ne vizitezi zilnic sau să te abonezi la newsletter pe voifibine.ro/newsletter. Aproape toată lumea recunoaște criticul interior, acea voce de judecată din interiorul nostru care ne hărțuiește și ne lovește dur. Orice am face nu este suficient de bine. Această împingere pentru perfecțiune este epuizantă, dar de multe ori evitabilă prin practică. Raționalizarea cu ceea ce este în esență un obicei irațional nu ajută prea mult. Criticul interior este ca și bătrânii din Demapăt Sou, care batjocoresc la nesfârșit orice se întâmplă fără niciun motiv. Discuția cu tiranul nostru interior îl validează ca și cum ar merita atenția noastră, când de fapt el este în mare parte doar un model de gândire inutil pe care l-am preluat pe parcurs. În acest exercițiu de meditație vom încerca să calmăm criticul nostru interior. Găsiți-vă o postură de relaxare, dar și de putere. Puteți adoptați o poziție stând așezat în pat, cu spatele drept și cu mâinile în poală. Pentru a începe această practică de mindfulness, începeți prin concentrarea asupra respirației. Observați senzația fizică de respirație și apoi respirați cât mai bine posibil. Dacă vă este de ajutor, puteți să închideți ochii. Inspirați și respirați adânc de câteva ori. Apoi, lăsați respirația să revină la ritmul normal. Urmăriți cum aerul intră în nas, cum acesta trece prin el și apoi iese afară. Indiferent de modul cum vă simțiți acum, lăsați grijile și gândurile deoparte pentru următoarele minute. Dacă atenția vă rătăcește pentru câteva clipe, nu vă judecați. Pur și simplu reveniți la respirație. Inspirați și expirați. Pentru mulți dintre noi este suficient să ne aducem în minte judecata de sine. S-ar putea să începeți imediat să vă gândiți: nu sunt foarte bun la asta, sau ar trebui să fac asta mai des. Dar pentru această scurtă practică de astăzi, reflectează la un loc sau un moment din viață în care te-ai simțit judecat.
Poate fi la școală, la serviciu, ca părinte sau când erați copil. Observați mai întâi cum judecata este mai mult decât un singur gând. Poate afecta modul în care vă simțiți, aducând tensiune sau neliniște undeva în corpul vostru. Vă poate influența starea emoțională. Observați dacă în corpul vostru simțiți tensiune sau o neliniște. Apoi, observați unde vă duc gândurile când experimentați acest tip de autocritică și tiparele în care vă aflați sub acest tip de stres. Acum, pentru următoarele câteva minute, exersați lăsând în pace acea voce a judecății, acel critic interior. Nu mai lupta cu el, nu-l liniști și nu încerca să-l respingi. Etichetați-l dacă doriți sau chiar dați un nume specific dacă preferați. Recunoașteți ce simțiți pentru dumneavoastră și apoi lăsați-l să fie. Cu fiecare respirație, conștientizați fiecare sentiment sau senzație din corp pe care o experimentați, emoțiile voastre, gândurile voastre. Nu aveți nimic de remediat sau de schimbat. Asta se întâmplă acum. Și, la fiecare respirație, oferiți-vă un sentiment de ușurare. Doriți-vă ceea ce ați dori unui prieten apropiat cu aceleași îndoieli. Respirați dorindu-vă ușurare, putere, umor, bucurie sau orice altceva care se simte potrivit. Inspirați, așa stau lucrurile.
expirați, concentrați-vă pe ușurare sau orice altceva îți vine în minte. Dorește-ți bine nu pentru că meriți mai mult decât oricine altcineva, ci pentru că meriți la fel de mult ca oricine altcineva. Dacă aveți ochii închiși, încercați acum să vă aduceți atenția către cameră și lucrurile din jur. Deschideți ușor ochii. Sperăm că acest exercițiu de meditație v-a ajutat să vă conectați cu criticul interior și să comunicați cu el. Nu uitați că potolirea criticului interior necesită exercițiu și repetiție, așa că nu uitați să reascultați această meditație ori de câte ori simțiți nevoia.